Botoșenenii care au nevoie de un loc de muncă au la dispoziție peste 1200 de slujbe. Mai precis, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt peste 580 de posturi disponibile în județul Botoșani. Și de această dată, cele mai multe locuri sunt oferite în domeniul confecțiilor, pentru că economia județului este preponderent spre această industrie dezvoltată, construcții și prestări servicii. Prestări servicii, chiar dacă timpul nu este favorabil, agenții economici au pus la dispoziție persoanelor interesate locuri de muncă precum barman, ospătar, lucrător comercial. Totodată, peste 600 de locuri de muncă sunt oferite în statele Uniunii Europene prin programul EURES. Majoritatea sunt în domeniul agricol, în țări precum Spania, Italia, dar și Danemarca. Cele mai multe locuri sunt destinate domeniului agricol, pentru că în această perioadă se fac recrutările pentru campaniile agricole din Spania și Italia. Astfel, Spania oferă 150 de locuri de muncă pentru agricultori, 100 de locuri pentru femei pentru muncă în câmp și ambalat în depozit, 50 pentru bărbați pentru muncă în câmp, un șofer autobuz. De asemenea, mai avem în Danemarca lucrători în agricultură cu legători de mazăre. Totodată sunt puse la dispoziția șomerilor și numeroase cursuri de calificare.